Compartimentul responsabil cu activități pentru protecția mediului din cadrul primăriei Reghin lansează campania de curățenie de primăvară. Aceasta se va derula prin programul intitulat O primăvară curată pentru un mediu curat, în intervalul 23 aprilie-8 mai. Locuitorii sunt rugați să participe activ, respectând normele privind salubritatea și menținerea esteticii municipiului, prevăzute în hotărârea de Consiliul Local numărul 15 din 92, modificată și actualizată prin hotărârea de Consiliul Local numărul 78 din 2008. Pentru buna desfășurare a programului, locuitorii și asociațiile de proprietari sunt rugați să își curețe imobilele pe care le dețin și să depună deșeurile adunate, inclusiv cele voluminoase, în locurile special amenajate sau la marginea trotuarelor, de unde vor fi ridicate și transportate de către echipele de lucru, în zilele programate conform tabelului. Luni 23 aprilie se va acționa în sectorul 1, format din străzile Apalinei până la Lem Metal, Foișor, Abatorului, Iernii, Piața Mare, Bălcescu, Teilor, Viilor, Pometului, Rudolf Regăni, Vasile El Pop, Mărului, Prunului, Spicului, Beng, Ghiocelului, Narciselor, Ciocârliei, Dealul Brezii, Dealul Cireșilor, Dealul Cocoșilor, Dealul Ierbii, Mihai Viteazul, Liliacului, Bujorului, Călăraș, Republicii, Coșbuc, Pictor Grigorescu, Zorilor, Terasei, Dealului, Porumbei, Orizontului, Horea, Cartierul Mihai Viteazul, Izvorului, Școlii, Piața Petru Maior, Spitalului, Mihai Eminescu, Cerbului, Bucegi, Stejarului, Pădurii, Cartierul Rodnei, Zona Pădurea Rotundă.